Da, dreptate. Eu vreau, în primul rând, am vrut să, să iasă adevărul, cine a fost vinovatul și să fie pedepsit după ce de legea. Fiecare trebuie să răspundă de faptele care le fac. Pentru Galina Eremia, ziua de 29 aprilie a fost una dintre cele mai frumoase până în acest an, când fiul cel mai mic a murit chiar de ziua sa, la numai 24 de ani. După ce a sărbătorit, acesta s-a pornit la Chișineu, iar un prieten de-al său s-a oferit să-l ducă până în mijlocul satului. Pe drum însă mașina în care se afla Alexandru Eremia și încă doi tineri s-a izbit de un gard de beton de lângă primăria din localitate. consecință, Alexandru a murit pe loc, iar prietenii săi au ajuns la spital. Mama victimei spune că după accident, aceștia s-au încurcat în declarații. Ba spuneau că omagiatul era la volan, ba că nu-și amintesc. Afirmație făcută și pentru echipa ProTV imediat după a tragedie. Eu ne și nu a fost la, vogat, la volan și unde, unde ne-am lovit. Absolut nimic Într-un final, în cadrul procesului de judecată, băiatul căruia îi aparținea mașina a recunoscut că el era la volan. Pe lângă asta s-a mai dovedit că era și beat. La sfârșitul lunii trecute, acesta a fost condamnat la 3 ani și 6 luni de închisoare cu suspendare. Chiar și după pronunțarea sentinței, zvonurile precum că fiul Galinei Eremia a provocat accidentul nu au încetat. O că o decedată nu pe vina lui, o ascuns, nu a vrut spui adevărul. Nu ajunge că el o decedată, dar încă a vrut să, să dea pe densul, că el a fost vinovat. Părinții tânărului decedat vor ca vinovatul să stea la pușcărie și au făcut recurs la curtea de apel. Am încercat să vorbim cu el, însă nu l-am găsit acasă. În hotărârea emisă de prima instanță se spune că pedapsa ar fi fost atât de blândă, deoarece tânărul și-a recunoscut vina și este la prima abatere.